Salut, dragi prieteni! Astăzi dăm drumul la o nouă producție aici la Via Cluj TV. Gazda emisiunii va fi Liviu Balint, finalist în 2015 la Masterchef, la ProTV. Bună ziua, Liviu! Mă bucur că salutare, Raul. Găzduiește emisiunea noastră. Mă bucur, dorim să fie un proiect de lungă durată la care să participe cât mai multe personaje din lumea mondenă cu care să gătesc împreună. Spune-mi povestea unor oameni de succes. Persoanele acestea ne vor împărtăși din experiența lor de viață, din munca lor, dar și din pasiunea lor pentru bucătărie. Sugerez să facem un supă cremă de dovleac, având în vedere și sezonul în care ne aflăm, sezonul un pic mai rece, cu un bacon, ia uite ce frumos wow. Bacon. Într-o supă cremă, întotdeauna eu aleg să pun ceapă și usturoi. Ceapa și usturoi, Raul, să ții minte, întotdeauna e regina și regele în bucătărie. Excelent. După care vom folosi niște cartofi pentru amidonul pe care îl conține cartoful, să ne lege supa, să nu fie o supă, e supă cremă. Și avem și dovleacul plăcintar, un dovleac cu un gust dulce, brumat. Să ai grijă la degete, da? Pentru că dacă ai grijă de tot timpul la degete, nu o să te tai. Hai ce nu avem medic. De ce pastrici medic? Eu mă tem de Masterchef că ăștia totdeauna au instrumente foarte ascuțite, deci e periculos. Să știi că mai tare te tai cu un cuțit care nu taie decât cu un cuțit care taie. Pentru că în momentul când cuțitul nu taie, poți să ți-l scapi în mână. Pentru că ai tendința să forțezi, sigur, nu? Că da, sigur că da. Deci am luat primul strat jos. Nu am tăiat mustața. De ce? Pentru că mustața asta îmi ține foile de ceapă unite. Îmi iau lungimea, în lungimea cepei și vin. După care vin și fac două incizii. Superioară, mediană și inferioară. Asta chiar nu știam. Ai văzut? Nu, e primul lucru meu. Da? Și acum facem cubulețe. Super. Și ca să nu aruncăm nimica din ceapă, tai și pe lângă. Acum am să te las pe tine. Până tai tu ceapa, eu ce fac aici? O să trag la tigaie caju, să-l prăjesc un pic. Adică ce-am făcut înainte de a găti? Haide să luăm... Ce-am făcut înainte de a găti? ABC-ul. Înainte de a găti, prima fază am fost șofer pe autocar. Și transportam oameni. Cea mai faină chestie, știi? Că eram foarte tânăr. Și când am avut prima mea cursă, singur, fără tatăl meu, m-am dus și am așteptat grupul și îmi zice tipa, dar unde e șoferul? Păi eu sunt șoferul. Știi? Și era într-o panică totală, nu vrea să se urce. Și sună pe taică-mea. Domnul Balint, să știți că este un băiat aici care pretinde că e șoferul. Bine fac. Da. Prima și prima dată vii pe partea asta, da? Cu mustața. Corect, corect. Înțeles. Vine și criza care mă forțează oarecum să plec din țară. Plec din țară cu actuala mea nevastă, atunci fiind la începutul relației, și plecăm într-o zonă de mare, foarte frumoasă, în Cervia, zona Rimini. Superb acolo. Fiind șofer pe camion, am învățat să mănânc și am învățat să vorbesc cu oameni din meseria pe care o practicam atunci, pentru că ei, fiind în continuă mișcare, mănânc în locuri bune. Uite ce am făcut aici, da? Hai să vezi. Ok. Simte. Uleiul. Wow, am se simte foarte bine. Am scos uleiurile afară de la caju. Da? Uite, frumos le-am tostat. Și le punem înapoi. Hai să vedem. Eu l-aș înjunghia prima dată. Nu, lasă săracul, rupi. Rupem, ok. Da. Am strâns bani 4 ani de zile. Așa. Am făcut nunta și nu știam ce să facem cu banii. Da? Și vreau să mergem în Tenerife. Și în Tenerife era la aceeași temperatură ca și la noi în Italia. Și am zis, inutil să mergem să dăm câteva mii de euro pentru un sejur luna de miere, da? Într-o altă țară, când avem aceeași facilități aici. Și am zis, bun, ce facem? Hai să mergem să mâncăm. Dar nu neapărat că mâncam, că e diferență între unul care mănâncă și unul care savurează. Mănâncă și savurează și înțelege mâncarea și se bucură de mâncare. Da. Că până la urmă, asta trebuie să ne ofere nouă mâncarea, bucătăria. Dar nu pare foarte voluminos după experiența asta. Nu, okay. Practic, trebuie să
Dar contează foarte mult ceea ce mănânci și când mănânci. Și ai și interacționat cu bucătarii? Bineînțeles, sau? Pentru că acolo au un mod diferit față de bucătarii români. Cred că sunt mai apropiați de clienți. Sigur. Adică ei oarecum elimină ospătarul care ar putea să aducă un minus preparatului pe care bucătarul îl gătește, prin simplul fapt că poate să fie plictisit la muncă, poate să aibă probleme acasă, să nu-i convină mediul de lucru, să se fi certat cu un coleg. Atunci bucătarul ce face? Bucătarul merge și își prezintă opera de artă direct în fața clientului. Îi explică. Și am fost în foarte multe restaurante unde am învățat să nu-mi fie frică de nota de plată și de ce va urma, ci să mă bucur de moment, pentru că niciodată ei nu vor încerca să-mi fure banii din pormoneu. Ei vor încerca întotdeauna să mă ducă înapoi. Ceva în subconștientul nostru ne atrage acasă. Ce? Nu știu. Păi sunt foarte multe elemente, probabil, părinți, relațiile cu prietenii și așa mai da, departe. E greu să îți construiești o comunitate în afara țării. Și vezi, până la urmă, banii nu contează. Da, că afară poți să ai o grămadă de bani, să faci o grămadă de bani din muncă, dar nu o să fii mulțumit niciodată. Exact. Bun, și a rămas soția ta însărcinată. Da, am suferit, copii, am suferit. Și așa te-ai reîntors acasă. Până să ajungem la partea asta, de a ne întoarce acasă, am mâncat mult, am văzut multe lucruri plăcute, am acumulat experiență, am văzut de ce trebuie să consumi tipul de mâncare în combinație cu tipul de alcool și mai departe. După care o întâmplare nefericită face ca eu să mă îmbolnăvesc și să fiu operat de urgență de hernie de disc. Adică piciorul drept era paralizat. Eu trebuia să mă operez peste două zile și nevastă ne sună plângând și zice avem o problemă foarte mare. Deja avem mai multe probleme, acum mai vine încă una, când vin problemele știi cum e, vin totodată. Să vină și aia, alaltă, hai să o primim în familia problemelor. Și zice, o să mai avem un copil. Pe cum? Îți doi. Ce ne facem cu ei? Și eu glumesc, pe unul îl vindem, ce să facem? Dar nu l-am vândut, îi iubim în continuare, ținem acasă și ne-am întors. Și uite că și în România se poate să îți faci un rost în viață. Și ai creat un propriu brand? Am creat propriul brand. Inspirat de copiii tăi, da, de gemenii tăi. Da, gemenii în italiană sunt gemeni. Și gemelinii îi diminutiv, alintarea gemenilor. Și este mustața deasupra care... Asta e brandul tău. Protejează familia, da. Consacrat deja la Cluj, da. Gemelinii. Gemelinii. Da. Și uleiul de măsline nu trebuie să-l ducem la temperaturi foarte înalte pentru că distrugem proprietățile. Atunci îl ducem undeva până într-o 100 de grade, cât să-l încălzim. După ce am încălzit uleiul, luăm ceapă și călim ceapa. Auzi? Tare bine sună. Călim și usturoiul. După care ce facem? Venim cu... dovleacul. Scoatem dulceața din dovleac, aroma. Uite, și... ce culoare avem aici, ce frumos este. Deci nu se pun în apă, se călesc puțin în ulei. Asta ar fi ideea. Sigur, pentru că toată lumea are tendința de a face o supă cremă, ce se întâmplă? Pune legumele la fiert într-o apă și blendează. Nu, noi acum le călim să le muiem, să scoatem dulceața, să scoatem aromele din... Și întotdeauna, după ce am călit legumele, vin cu partea de apă rece. Foc mic, cât să borborosească. Încet, încet, ca să-mi scoată aroma în lichid. Care e diferența dintre obiceiurile alimentare ale românilor și ale italienilor? Tu să te gândești că după ce ai mâncat o ciorbă cu smântână, cu ardei, cu pâine, ai mâncat o ceafă cu cartofi, cu salată, cu pâine și îți vine un papanaș prăjit în ulei cu smântână și dulceață și îl bagi și pe la tine și zici, bă, un pic cred că nu a fost ceva bine, că mi-e rău. Normal că ți-e rău că ai mâncat 2 kg de mâncare o singură dată și bagi poate și două pare de țuică de prune. E cultura pe care noi o avem. Eu zic că încă trebuie să mai treacă ceva timp până să ajungem la o cultură sau la o maturitate gastronomică ca și afară. Bun. Cum e cu educația asta a gustului, a rafinamentului? O avem? Foarte bună întrebare, să știi. Da. Deci, educația vine din familie, ca și orice fel de educație. Că ai fost educat să scui pe stradă, că ai învățat să arunci pe jos, e educație care vine din familie. Dacă tu în familie ai fost educat să mănânci ceafă și cartofi prăjiți și piept de pui la grătar, să nu cumva să ai pretenția că la maturitate vei mânca foie gras cu jeleu de smochine. În primul rând, educația ar trebui să vină financiar.
să-ți permiți ca și familie să te duci cu toată lumea la masă și să încerci lucruri pe care să le spui lui ăla mic, uite tată, asta e. Cum de te-ai gândit să te înscrii la emisiunea asta de la ProTV, la MasterChef? Eu eram un fan MasterChef și am fost de când, de la prima emisiune, mă uitam de acasă și eram tipul ăla care striga, știi, bă, nu, bă, fă, dă, pune, dă, fă cum mai încerc. Eram un om pasionat de bucătărie care gătea ceva acasă și mai dădea la oameni, la prieteni de mâncare, dar nimic mai mult. Uh-huh. Și când am ajuns acolo și am auzit tot felul de oameni care erau oarecum bucătari, erau oameni instruiți, profesional, m-am speriat. Te-au intimidat. M-au intimidat. Uh-huh. Până în momentul când am pus mâna pe cuțit, toți, și am început să facem lucruri. Uh-huh. Și am văzut colegii stânga și dreapta că totuși nu sunt chiar așa de buni pe cât credeau ei că sunt. Și atunci am prins curaj. Am fost la emisiune și erau foarte multe preparate din domenii diferite, din țări diferite și nu știam să fac 80% din preparatele pe care erau în bol, erau închise în bile. Și într-una dintre bile zicea că este risotto. Și am zis, uite, eu vreau risotto, vreau să pice risotto, știu să-l fac, pe stilul meu vreau să pice risotto. Să te gândești că din vreo 30 și ceva de bile am băgat, am amestecat și am scos risotto, pentru că mi-am dorit să fie treaba asta. Și de aia ce-ți dorești în viață ți se întâmplă. Mi-am dorit să nu ies primul, să nu ies primul în sensul din cei 24 câți am intrat în casă, okay, să nu fiu eliminat primul. Mi-am setat un target, am zis primii 15. Am ajuns în primii 15. Ce mai vrei? Primii 10. Și după primii 10 am zis ce se va întâmpla, se va întâmpla. Cel mai important a fost faptul că am fost lansat într-o cursă nebună în bucătărie și lumea mă cunoaște și faptul că am avut mustața asta de Dali, s-a așa? Creat un brand, s-a creat, da, un brand în jurul mustății și lumea a asociat MasterChef-ul cu mustața, cu bucătăria și cu mine. Mă consider și sunt un om simplu, un om normal, nu ies în evidență prin ceva anume în afară de mustața asta. Sau, dar totuși acea experiență ți-a schimbat viața radical. Radical. Deci nici nu are rost să intrăm în discuție, am avut o schimbare radicală în viața mea. Pentru că înainte să mă duc la emisiune, am vrut să mă duc să mă angajez ajutor de bucătar aici în Cluj. Având deja doi copii de 5 luni de zile, atunci aveau 5 luni de zile, am primit o sumă care nici nu știu dacă e bine să o zic. Bă, da, spune-ne, te rog. Am primit 900 de lei. Uh-huh. 900 de lei ajutor de bucătar în 2015, adică vorbim de acum, nu vorbim de, da, 20-30 de ani. 4 ani, da. 4 ani în urmă. Și le-am explicat oamenilor că nu îmi pot întreține familia cu suma infimă pe care o primesc pentru munca depusă. Și zice, bine, mai gândește-te. Și după două zile mă sună și zice, bine, îți mai dăm 100 de lei. Și am zis, lăsați-mă să vin în bucătărie, lăsați-mă să vă demonstrez abilitățile mele sau cunoștințele mele să mi le punem în practică, după care putem discuta de un salar sau să mă evaluați voi pe mine. Dar dacă nu poți intra în bucătărie, că tu nu ești bucătar. Și atunci m-am supărat și am zis, gata, eu nu mai vreau să mă lucrez în bucătărie și așa mai departe. După care am fost toată povestea cu emisiunea, ies de acolo și toată lumea mă vroia. Știi? Hai la mine la restaurant, hai să facem, hai să deschidem, hai să ne asociem. Știi? Dar eu nu sunt bucătar, dar nu mai contează. Contează imaginea. Am lăsat focul încet, okay, să extrag aromele. Hai te rog aici, hai te rog să simți. Wow. Da? Și acum o să gustăm supa. Da? O să, excellent, gustăm supa de sare, după care o să o blendăm. Acum lăsăm să întâlnească. Să vină, să intre aromele, să se îmbine toate gusturile acolo. 10-15 minute trebuie, okay, să te cam... Wow! Putem să citim ziarul prin, da, șunca asta. Frumos! Dar ulei? Nu? Se pune ulei? Nu. Lăsăm de la... Vezi ce am făcut? A, lasă grăsimea ulei. Da. Corect. Și nu am încins tigaia tare, am încălzit doar tigaia. Dar să încet, să se facă crocant. Pentru că dacă lucrezi la temperatură mare... Se arde, nu se... Se arde! Da. Deci, până una alta, eu o să te rog pe tine, da, să-mi toci așa din cuțit un pic caju. Nici mic, nici mare. E ok așa, caju? Da, e ok. Perfect. Perfect. Și o să te rog din frigidere, avem microplante comestibile, uh-huh, garofițe. Mix de flori. Da. Mix de flori. Flori comestibile. Uite. Încet. Da. Cop mic. Arată deja bine. De-aia bucătăria mie îmi place și o iubesc, pentru că pot să experimentez lucruri noi. Să mă joc. Să descoper gusturi,
combinații de gusturi. Da, trebuie și ceva talent pentru asta. Nu știu dacă talent sau pasiune. Critici ești... primești de la soția ta și de la genul. Da, cele mai multe. Da? Ce nu le place? Sau... Păi, critici constructive, știi? Poate că era bine să-ți mai fi făcut, poate că nu era bine să fii... Și cei mai duri critici ai mei sunt copiii. Urmează să montăm farfuria și să ne bucurăm de gusturile da, pe care le... Da, te las pe tine în partea asta, că da, e mai aproape de supă. Asta e bacon crocant. Da. Afară plouă. Se răcește puțin vremea, o supă cremă caldă cu un pic de bacon crocant. Uite. Caju. Piper. Wow, nu m-aș fi gândit să asociez supa cremă cu grisine. Cu pâine prăjită m-aș fi gândit. A, un pic de ulei pe deasupra, corect. Prima și prima dată. O bucătare de grisină. De grisinuță. Ia să vedem. Și de aici cu, cu bacon, cu caju și supică. Ia să vedem. Ce crocant. Deja aud sunetul. Genial. Foarte. Felicitări pentru farfurie. Eu felicitări pentru prima ta emisiune la Via Cluj.